prea sunteți serioși. Ce faceți? Hai, mă. Prea sunteți serioși. Plecăm în Ilhéus. Mai mergem la aia? Ce? Mai mergem la aia? La care aia? La rețeta federală. Unde dracu să nu mergem? Care mașină luăm? Cum e să ai 17 mașini, care mașină luăm? Deci când toamnă o să vină două grupuri de români, Laura și Coște, din România, vor să vină să facă cumva masaje și cu alte feluri de terapii la Pedra du Sabia. Vorbea și Andrei și Laura. Și dacă se bagă Andrei la ceremoniile alea și ne lasă Laura, m-aș băga, că-s curios să văd cum voi cu români? Români. E genial! E foarte tare! Bagă-te, e genial! Și atunci, dacă ai chef, vorbim cu ei, căci că în octombrie, parcă, cu noiembrie. Eu... Face Laura grup de român de ayahuasca. Șmecher! Bravo! Bravo, Laura! Și bravo celor cărora vin și să bagă și au curaj să se bage la așa ceva. Asta e un fel de shortcut către dezvoltare personală. Da. E chiar shortcut, înțeleg. Când ai 7 ani ca Brapit să stai în Tibet. Da, când ai 7 ani ca Brapit, corect. Bate 7 ani de Tibet. Bă, nu, dar trebuie să o încerc, clar. Ne-am oprit la o cafea. Eu eram greșit. Nu ești greșit, de-abia apunești bine. Da. Ok. Ia uitați, magazinele toate închise. Bă, loja americană e deschise, bă, Marius. Astăzi este sărbătoare în Brazilia, fraților, și în afară de farmacii și un magazin pe care, unde trebuia să ajungă Marius, adică ăsta e cel mai norocos. Da, niciodată nu am văzut Ilhéusul atât de gol. Poate de Crăciun? Nu, nici de Crăciun, nu, niciun caz, de Crăciun e balamuc. Deci este, nu am văzut realmente clădirea aceasta, ia uitați. Acesta este Palatul Paranagua, adică primăria. Din 1905. Ce faci, mă, frumosule? Uite-l și pe ăsta ce tare. Vezi? Mie îmi plac câinii cu blana asta. Uite, câinii ăștia îmi plac. De ce? Păi nu parcă fac rău. Hai, mă, pat. Nu, sunt ok ăștia. N-am mai văzut Ilhéus așa gol. Clar nu, niciodată. Chiar niciodată nu l-am văzut de gol. Da. La mulți ani, Carla. Carla Maria. La mulți ani, Carli. Să ne trăiești cu numele? Măriuca. Măriuca. Mary. Mary. Noroc că am găsit deschis la Angro. Până acum tot orașul e închis. Angro-ul ține deschis mai mult. De sărbători. Pe 15 este deschis până la 10 seara. Ăștia nu sunt brazilieni. Sunt corporativi. Ce? Ăștia nu sunt brazilieni. E, nu sunt brazilieni. Ăștia saltă din altă parte. Cu corul alb pe picioare, negre, așa, și te lovesc cu corul la care te lovesc. Eu zic că e modă, e modă, măi, nebunule. Nu știi că e moda aia. Nu știu dacă în România e moda pentru bikini să-ți tragi până aici, să spui... Deci, lateralul bikiniului lui să ți-l pui ca breteaua, așa. Ia, Carla, arată tu cum să pun bikini. Mai sus. Până acolo, până după... Mă, dar trag așa de... Să vă mai arăt prețuri. Începem cu băuturile. Buchanan's, de 12 ani, 189 de lei. Chivas Regal, de 12 ani, 149 de lei. Grey Goose, 169,9. Absolutul, cea mai ieftină e Absolut aici. Prosecco, avem un Prosecco ieftin, Salton, care este 40 de lei. Și avem un Prosecco Casa Perini, de 59 de lei. De 100 de lei avem Chandon. Cât ai dat pe Bacardi? 42. 42? Și era 65. Și nu-i două? Păi da, mă, de 65, mai bine mai e una, să fie în casă. Păi da, am luat-o, că n-am timp să beau ceva, la mea, dar să fie acolo. Mai venim. Da, nu luăm două, că dacă e să strică. Și mult nu-i sănătos. Nu am mai auzit niciodată în viața mea de ulei de bumbac. Tu ai mai auzit în viața ta de ulei de bumbac? A? Marius? Niciodată. Ia uite. Chiar nice. Trico M Omega Stars. Ăla e tati. Ulei de bumbac. E 11 lei, îl iau. Mama, noi suntem înnebuniți după granola. Băgăm granola cu iaurt și cu fructe de tâmpim. Vrem să luăm niște cărniță din aceea de porc pe care să o facem la oala cu presiune. Din nou? Prăjită la oala cu presiune, da. Da. Haideți să vă povestesc meniul de azi, de la prânz. Vrem să facem carne cu salată și atât. Ești de acord? Carne cu salată și atât. Kilogramul de pulpă de porc este 19 lei. Ce cumpărați? Șuncă presată. Cumpărăm șuncă presată. Șuncă. Șuncă. Nu, e nesănătoasă. Aia, totul e nesănătoasă în viața noastră. Fumezi. Asta zici după ce ai băgat un pumn de dulciuri. Da. Și două pachete de țigări. La 9 dimineața, exact. Ce avem acolo. Mai tu vrei să iei 4 kg? Asta știi, face slime-ul ăla pe ea și în frigider, știi? Se face așa. Eu sincer zic că nu merită. Că dacă nu și eu zic că nu merită. Nu merită. Da, încep și aruncat. Așa merită. Nu merită, că 10 felii nici nu ne ajung la 7. Multă brigadă. Mi-a dat un Red Bull de acai. Mamă, n-am văzut niciodată Red Bull de acai. Ia uitați aici câte Red Bull-uri au. Nu vine să cred. Au Red Bull de pepene. Dacă ați mai văzut vreodată Red Bull de pepene. Și Red Bull de cocos. Red Bull de cocos. Red Bull Summer Edition, Red Bull Tropical Edition. Simplele și acesta este Red Bull cu acai. Cum se pare? E nasol. Nasol? Da, nu e... Ciudat! Ce zici? Are gust de bomboane topite. Gust de bomboane topite. Cât a făcut Adi? 150. Mi-am luat pufleți, pentru că mi-este foarte poftă. E dor de pufleții de România. Nu prea îmi plac ăștia, dar n-am ce să fac. Bun. Cum vi s-au părut prețurile? Cel mai bun preț la acai. Cel mai ieftin la acai. Ce ziceai, Adiță, că tu, familia ta, ați mâncat de 2000 pe lună? Eu așa zic, dacă nu-i 3, dacă am stat lejer, în portul de mari, lejer 2000 de lună. Ia uite. Uite ce frumos să vede. Am ajuns la teren. Ar fi trebuit să ne apucăm de treabă. Să vedem de ce treabă ne-am apucat. Pentru că a plouat și e mocirlaie. Oi, Luis! Stați așa să vedem că... Avem... Să vedem fuțul. S-a spart țeava, s-a... Ochii pe aici. La embaixo, la. Vai ter que deixar raso, vai ter que deixar com 6, 7 metros. La 9 metri cât am băgat noi ăsta, s-a surpat, n-a rezistat. Ia uitați, l-a turtit. Mi s-a surpat puțul. Mi s-a surpat puțul. Și acum va trebui să-l facă de nou. Mai agora va intra tot ou nu va intra de nou? Vai precisar cavar de nou, hã? Fazer tudo de novo. Haideți să caz că vă că e ziua aia în care le rezolvăm pe toate. În Ilhéus n-am rezolvat nimic, adică nimic. Am făcut o cumpărătură. Ceau, Luis! Aia, tranquil. Ne-a zis, stai liniștit că până la urmă îl fac ei. Da, de cap. Bine, tată. Nu că mi-aș fi făcut eu vreo problemă acum. Mamă! Mamă, ce avem aici? Ce avem? Păi hai să luăm alcoolul prima oară ca să nu se întâmple vreo nefăcută. Ia. Așa. Ce faceți, mă? Puneam muzică. Puneați muzică? Da, da. Ați mâncat? Da. Bravo. A, deci și voi și spălați, a? Da. Mamă. Ce faci? Ești cu hamsterul, a? Da. Mă apuc să fac cărnița. Aut aici. Aut aici. Deci nici nu știu cum să bag toată bucata asta de carne. Fraților, la o dasta de carne, acum pun, nu pun decât sare grunjoasă și ulei. Pun așa o mână de... O mână de sare, pentru că se va lăsa grăsime și de la ea și ea va fi de fapt și de drept o prăjită nebușită, așa. Pentru că se va lăsa și o grămadă de zeamă din propria bucată de carne, se va lăsa multă zeamă. Mamă, de ce până în oală de carne. Curățenie, mâncare, sport, avem de toate. Și ăștia se ocupă de acte acum. Dacă-s curios să văd... Bagă-ți creație. Și creația, din punctul meu de vedere, implică solitudine. Adică când știi ce faci, știi ce faci și faci mâncarea aia, că știi să o faci. Dar când nu știi ce faci și improvizezi, atunci ești în ale tale. De exemplu, eu tocmai am terminat cărnița asta, dar cred că o să o tai pentru că a fost foarte groasă. O să o tai așa bucățele și o să o mai pun la prăjit, așa, ca un fel de pomana porcului. A? A fi e foarte bună. Nu? Da, dar doar dacă e roșie înăuntru. Nu e roșie înăuntru. Ia cum e? Da, așa să vedem. Așa, deci cameraman este Rani și ne prindeți în actul creației acum, că tocmai vorbeam de creație. Ia uite, bă, să desprinde. Na, ia uite, ce să... Aici faci farofa? Aici fac farofa, da. Da, uitați aici grăsimea asta foarte, foarte bună. Și din asta, din zeama care o lasă fix aici, mama îi zis, face orez pentru câini. Avem aici o oală de carne, pe care înghețată. O vom pune înghețată. Semi-înghețată, că acum nu mai înghețată așa cu totul. Și să punem ulei, frate, că vrem să o prăjim noi, nu vrem să o mai fierbem. Ne pregătim să punem farofa-ul. Farofa, nu, de fapt și de-a drept farofa este produsul finit. Acum noi punem făină de manioca. Am luat-o de la fermă, da, este așa. Exact, așa, la ochi. O linguriță de sare. O linguriță de sare? Da. Pui și unt? Unt? Nu, că asta nu e cu unt. Aia care se numește farofa amanteigada. Dar asta nu este farofa amanteigada, este farofa cu cârnați și... cârnați și... ceapă. Mie îmi place mai mult. Trebuie să recunosc că mie îmi place mai mult aia cu... amanteigada, da? Da, e foarte bună. Da, astăzi a fost o sărbătoare. Sfânta Marie sau... Sfânta Marie, da. Da? Da, Sfânta Marie. Cu această ocazie vă spun la toți la mulți ani celor Mariilor, Marianilor și Marianelor. La mulți ani. La mulți ani. Ce facem, mă? Batacă câinele?